Ce mi-ai adus aristic aici? Am adus eu două de astea. Tu vrei să pleci? Da. Și să faci bagajele, care eu astea mi-a dat un prieten pentru mine, că știi că băi, aristic, foarte mult. Da? Păi și tu călătorești și le-ai dat și tu la prieteni mai departe. Păi mai am, mi-a dat 7 bucăți. Până ajunge. 7 bucăți. Iată, mi-a dus și mie una. Da, patronul s-a dus și ție. Băi, una. Haide, ia-le pe pentru astea. Pentru tine două. Da, astea pentru și mine. Și mai am una pentru patronul în mașină. Pentru patronul? Da. Dar nu mai e una de aia. Bravo, și dai pe asta. Ristică, ia zi, poate ai de-aia. Te bag și ții pe tine acolo. Hai, ia, ia du-te, Adon, să o vedem, că spunem după aia ce faci. Hai. Du-te în pasat la mine, în spate. În pasat? Aha. Hai să vedem dacă e tot de asta. Cum de tot de asta? De spate, de acolo. Te las să iei tu pe asta. Nu-l bagajin, nu mă zi. Pe banc de dat din spate. Tu ai de damă? Nu-i de damă, patroane. Nu-i de damă, nu-i de patroane, dacă e de damă sau nu. El vrea să ia pe mea, e locomou omul ăsta. Mare zic că-i dă mie pe asta mai mare. Păi, ia-le pe care vrei. Nu, eu de asta vreau. Păi, ia-le pe care vrei, eu dar mai una plec... din trei patroane. Eu plec în vacanță acum la Istanbul. Da? Da. Doamne, pleacă-le, ai mai fost odată plec și de sărbători plec, patroane, nu mai stau cu tine aici. Ai mai plecat odată. Gata, m-am săturat aici. Și vii, când vii de acolo, si că vii și dau și ție una. Mersi. Îți promit, uite pe... mulțumim, domnul Aristică. Vezi că ai promis aici pe vlog, da? Da, da. Deci dacă nu, te facem de râsul. Ia vezi, patroane. Hai, las-o pe aia lui patroane. Să vedem. Hai, hai, văzut că nu-i frumoasă. Nu-i frumoasă, patroane. Dă-mi e pe asta. E mai mică. O vrei tu pe asta, dacă vrei. Nu-i mai mică asta, ia-mi Mariene pe asta. Pe care? Uite-mă, o să iei pe mea asta. Asta pe mai mică. Hai, dă-o pe mea, mă, asta de inox. Ia, știu ce vine cu mine. Dar nu merge asta. Deci vedeți ce cadouri ne-a dus aristica legionarul, mă, prieten. Nu merge, să merge decât o parte. Nu merge. Nu merge. Alo, patrona? Asta e. Noroc cu ei. Lasă patroană că o iau și o schimb și ți-aduc altă. Lasă-i pe ăștia, lasă-i pe ăștia la Leo să plec. Hai, lasă, lasă, hai, gata, lasă, Mariane, gata. Lasă-o, 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 că aduce alta aristică în locul ei. Adună-i alea acolo. Pe hai, ia și pace aici, ca să vă duc. Sergile puținul. Da. Sterge-le, da, Mariane. Puțuica, ai pus-o. Puțuica, stai că-ți arăt că stai puțin puțuica. Să spun că avem aici ceva. Cum merge, mă, că nu mai știu cum merge. N-ai controlit, mă, îngrogură vasile mea ta pe tot din nou. Încă ursul. Păi, de cremne, că alea de andocă. Ăsta merge? Merge, mă. Nu știu la andocă merge. Nu are nimic, chiar dacă nu merge, că-l luăm cu mânerul. Nu trebuie neapărat să le trebuie. Ia să-mi bau picioarele. Lasă, lasă, lasă. Ia să lasă că rupe. Ia să ascultați aici, ia. Lasă că le luăm cu mânerul. Ia, uite, nu, nu, nu. Mai apăsat, nu. Stați puțin, da. Stați puțin așa. Nu mai sunt. Bă, da, domnule. Ia să vedem. Ia să vedem, mă, prieteni. Păi de unde păi da, dar cum să-l dau pe la început, că nu mai merge. Asta-i bun. Păi era bine acolo. A, la început. Cu bulibașul. Al mic. Hai, mă, Leo, lasă fetele în pace. Adu-te una care face tot ce-mi place. Hai, mă, Leo, lasă fetele în pace. Adu-te una care face tot ce-mi place. Prieteni, ia de puțin, ține-ți că aici pe mine, ridică-te puțin. Gata. Ridică-te puțin ca să-l măfilez bine. Dan, dar nu sta așa prea aproape de mine. Așa. Vreau să le spun la prieteni că a ieșit piesa noastră, a mea și a lui Patroana, de la Strehaia. Să ies între linga acum.
Acum, vrea patroana, vă rugăm, prieteni, vrem să vin și noi între link. Unde patroana? În topul ăla, ca să fac televiziunea acasă. Care? Deci, cum se numește? Cu Treling-ul. Deci treling-ul. Vă rog să ne ajutați să fim locul 1 pe Treling. A apărut pe canalul de YouTube, Leo de la Strehaia, melodia se cheamă Hai mă Leo, Leo, lasă fetele. Da? Se vede, se vede foarte clar, da. Hai mă Leo, Leo. Deci hai mă Leo, Leo, lasă fetele. Deci, prieteni, vă rugăm, vă rog frumos, să vizionați această melodie, să lăsați un comentariu, să spuneți ce nu vă convine la melodie și ce îmi convine, ca să vă citească patroana și să stea de vorbă cu voi despre toate comentariile care le lăsați la piesă. Tot, ca să fac like, să vezi ce deci vă răspunde, dar ajutați-mă patroana să fie și ea în trailing. Pe bune, să fie în trailing. Ca să fac televiziunea asta. Dar unde patroana să fim? În training, în topul ăla. În top, în training. În training. Deci vă pupam, prieteni, și aici acum cu Aristică, care mi-a adus acest cadou. Băi, Aristică, da. Dar răspund, care e aia care o ia acasă? Păi nu iau, gata Lucică, că a făcut-o. Da, bravo, mulțumesc frumos. Păi cum ai făcut-o? A făcut-o. Păi las că mai reparăm și la București. Și să trag așa de la București. Nu, las-o așa, Aristică, că o repar eu. Bravo. Și aduc eu lui patrona. Mulțumesc frumos, Aristică. Băi, nu te lasă patrona să-i dai Lucică. Lasă-o să-i dai Lucică. Lasă-o, unde facem bagajul? La Sică? Da, mai arată ce cea mai arată. Hai, dă-i frumoasă. Da? Trei curățat, o păi, bag la spălat, așa. Eu la alea. Aristică, îmi pare foarte rău. Și aici o repar eu. Auzi, auzi, ține pe aici pe el. Bă, ține pe el aici. Haide, bă, el ține pe geanta lui. Pe geanta lui de tare. Hai să-mi arăt ce trebuie să ții. Vezi ce le potrivi. Pune aici pe geantă. L-a uitat aici, Raipon, l-a uitat aici. Să-l luăm la noi. Îl luăm, că nu uite. Să mergem să-i dăm, patru. Nu uite. I-am mai adus și aia ce am adus eu lui Leo. Ia tu sticluța aia. Păi lasă-mă că e filmare cu sticluța aia. Că sticluța este acum, uitați, și mi-a dus Aristică cadou, prieten, dar costă cam 50 de lei bucata sau 1 milion. 1 milion? Dar nu păi, n-am bani să-ți dau Aristică. 1 milion e una din asta pe alea. Mi-ai le-a dus cadou sau să-ți dau bani pe ele? Ce ai eu bani pe ăsta? Am vorbit, prieten, am zis la mișto că Aristică e fratele meu. N-are cum să... Putea să fie geanta asta oricât. Da, e bine, îmi pun bagajele când Aoleu, ce facem noi? Să știe și Aristică, noi toți care am umblat cu tine am rămas fără neveste. Băi, Aristică, vreau să problema vă spun... Problema e că eu nu rămân. Nu, nu! Nu, nu. Deci, eu vreau să le zic la prieteni, uitați, mi-a adus bagaje Aristică, că o să plec de Revelion. Plec la Istanbul cu iubita mea nouă. Cu... Nu o să vă zic până acum, de păi, acum cine e, dar o să vedeți o surpriză. Păi și eu și alalt, noi ce facem? Păi stați acasă, Sică, cu patroana. Păi cum să stăm acasă? Cu patroana. Scap de noi. E patroana belime. Bă, Stelică, desumflăm și roatele la avion și tot venim. Și să știți, prieteni, că a stat cât a stat, a colindat și a căutat și pe TikTok femei și ce la femei, dar și-a găsit persoana potrivită, să știți. Pale de dumneavoastră. Ce mă lua la TikTok. Ne-am găsit persoana potrivită. Ne-am găsit. Noi împărțim. Tot ce avem. Tot împărțim. Da. Se ia și lui banii pe asta. Hai că plătesc, eu primul că plătește Leo după aia. Nu, mă, ți-am zis că ți-am făcut. Mulțumesc frumos. Hai, deschide acolo. Deschide. Mă filmați în continuare? Sau? Că nu vreau să apar. A, nu, păi nu, nu. Ce ai, ce? Na, strânge asta, fără mai pachet. Au și curea ăla. Asta o iau pe mine. Nu vreau. Ce, cu ce se îmbraci? Pune-o mai bine. Pune-o în geantă, mă. Pune-o. Pune-o acolo. O punem în geantă. Pune, că, băi, fii atent, că în loc de motorină mai putem băga și din asta în rezervor. Nu-mi mai pe ea. Ia arată-o puțin. Mai vreau și ea, bă, o gură acasă. Mai are o jumătate de kil. E și asta puțin? Ce mai bei și tu? Un om, asta merge în loc de combustibil. Lasă-mă să bea și ea acasă. Lasă-mă că pentru asta o să plec de acasă. Pentru asta o să plec de acasă și nu mai. Motive acum. Gata, plec acasă, de acasă și nu. Lasă că nu stai, stai 3-4 zile și te întorci. Da. Nu stai mult.
Ce găsi că nu stă mult? Vine acasă, trece sezonul. Sâmbătă, duminică trebuie să fiu la Gardul Roșu, acolo la cafea. Asta o e pe tine? Mai ales că ne însurarăm acum. Da, da. Bă, băi, de toate. Asta e ea? Nu, 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 lasă-le, lasă-le. Lasă-le că nu... Cea mai hare e patroana la mai... Zic pe țigănește, patroana e mai deșteaptă ca noi de un milion de ori. Vorbe serios, noi suntem mai nebuni, mai o luăm, mai nu știu cum. Dar ea, uite cum ne controlează și chiar mi-a plăcut acum. Păi da, controlează... Mă, întotdeauna că... vorbesc serios. Ți-a rămas cu gură, pune pudare, ce să-l pună și mi-a așteaptă pani. Pune ursul acum. Pe unde? Nu, nu vine. Bă, Mariane. Da. Păi să aleg care le luăm, nu le luie pe toate. Că nu le iei pe toate, că nu plecăm asta de tot acum. Asta vreau să spun, că nu le luăm pe astea. Plecăm de sărbători de tot. Pe unde pleci? Nu, pleci două, trei zile, nu le luăm pe toate, ce ai? Ce mă vine să stăm înapoi? Vine noaptea. De unde-i scaunul ăsta, al cui e? Ia lui omul ăla care a făcut casetele. Păi și nu mai dai? Îi mai dăm. Noi țiganii mai dăm înapoi. Îi spui că ți le dau eu. Da. Bă, Rițică, tu cu țică nu știi nici globul să le puneți. Nu știm, babă, că dar nu știm patroană, nu știm... Nu, păi Mariane, ăsta pune-l. Îmi spui, așa s-a zis mine. Dar cu Dorenda. Cu amul bani, dar ja n-am ieta mea campanie. Da. Mariane, trebuie să te înveți cu Leo, asta nu înseamnă că să ceartă... Ce să mă învăț cu Leo, că știu pe Leo. N-am ce să mă învăț. O, atelierau? Nu, lasă-mi. Sătul 12, mai cărăcăm la 18, mă, 20. Ce mai fac altă dată? Că unde mai opresc mai fac altă dată? Păi de plec, pe plecăm în 5 minute. O, vă rog, dar le mai ridicat. Mie le hrănecați, că le mai ridicați. Mm, da. Ia, mă, ce faci? Am luat bijamalele astea. Ia, Mariane, le iei tu. Ia, vezi, merg pe tine sau nu? Merg. Merg, hai ele tu. Din aia am avut și eu acolo. Așa, îmi trebuie o pijamă. Da, bravo. Ia și asta. Păi și tu cum faci? Trebuie să te duc eu acasă? Să mă duc să, acasă, să las mașina mea acasă și să mă duc și înapoi aici. Poate. Că nu să las mașina aici. Îți dai seama, unde o las acolo în stradă? Hai, pune și melodia asta e în training. Da, pune asta, pune în aer alt. Sau pune acolo. Pune-l aici, acum. Pune să umple bine. Ca să sunt frasus. Foarte puțin. Păi te iarăși eu pe lefășorăci. Te cărăși de colea mea, să treci al piese, că să pale forța. Trebuie să fac și un bagaj. Te cărăși cu Dola. Ichelalele star, chelalele star patroane. Pe Dola că e terminiole. Stai filmarea de urmă, prețic. Bă, sărdea din lua asta. Ce-i fică? Păi, că ai mai să-l filmări. Pe Jeana Rom s-a înțeat. Că ai mai să-l codorat de termenii sărăl, aici el are casetoale. Că Rom s-am. Casetoale e codorat. Da. Altul mi-ai morți. Altul mi-ai morți. Pune și asta. Care morți? Gata, e aproape gata aici. Lasă-o, pune acolo peste, că... Că vedem noi. Gata, pare avea un diplomat, o pâmpul. Să arătăm și noi cum s-a pus aici aia. Că se mai închide și acum. Da, se închide, se închide. Nu-i problemă, nu-i să problemă, uite. Îl pot închide. Băi, frumoasă geanta asta, mă. Bă, pune-mă că mai punem și într-aia la altă. Bă, nu mai pune numai în alta, că rup. Pune-le pe seama, că le iei după aia. Na, uite așa, stai. Uite, pantalonii ăștia gros, așa, aș vrea să ia, să iei. Bă, câte iei, mă? Nu știu. Bă, nu mă iau că plec definitiv, Arisi, că nu mai vorbim. Eu am zis o vorbă, Eu mă țin de cuvânt, gata. Eu nu pot să-mi iei fanii, eu nu fac ca voi, ca tine și ca patroana. Am zis, am venit pentru că m-au rugat fanii toți. Mi-au venit să vin să am grijă de mamă. Dar problema este că mie îmi pare foarte rău.
Dar nu mai pot acum. Nu contează. Asta e, patron. Fiecare ne alege drumul în viață. Da, cum ales am acum. No, asta e. Da, cu mine pentru oameni. Eu asta e. Eu, problema e, prieteni, că ea nu mă lasă să vorbesc cu copiii ca să le unesc familia. A, lasă că acum să se destrăbăleze fiecare. Ce mai unești familia? Le-ai învățat să facă ceva? Nu contează, hai. Deschide aia la altă atunci. Vezi, nu pune pe el lăsică. Nu pun pe la tine, aia le pun aici. Hai. Deschide tot capacul. Da, mă, prieten, asta, patroana nu vrea să înțeleagă că trebuie să stai de vorbă cu copiii, cu toți, trebuie să stai de vorbă. E clar, face ce vrea. Ce-i taie capul, aia face. Uitați-mă, prieteni, am aici hainele mei, mele noi, ia uitați-le, ia uitați aici hainele mele noi și parfumul am pentru vacanță. Cât e aia acolo? Ce? Cât e parfumul aia? Aoleu, câte parfumuri am, uite cât e. Păi haine am de vacanță. Dar nu le scoate din ochi, anul trecut. Dar nu, de țin, am vrut să-mi găsesc și o gagică să plec cu ea în vacanță. Atunci am îmbrat. Uite toate, uite, ia mirosică aici, uite de coace aici. Și un parfum nu zboară nu pe suport noi. Niciun parfum, că nu se nu poate. Nu pleacă afară nimic. Păi de ce? Am tot ce aici pentru uite vacanță. Uite ăla micuț. O stai așa, uite chisă. Ăla micuț. Da. Ia el sică. Doamne, mersi. Adică ăsta e, nu-i parfum. E de barbă, ulei. Doamne, ai ce om nebun. Sau nu? Ai? Păi n-am păr în cap. A, tu ce-a lăsat să-l pun. Păi n-am păr în cap, sterică. Nici aristică n-ai. Păi n-am sterică, nu-mi dă de aici. Ce-mi dădeam? Hai, păi lasă la parfumuri, la alea nu umbră. Nu umbli. Alea sunt de la Burja Ararab. Nu mi-ai dat tu din fulare. Fularele care au venit. Da. Ce? Care de la turci. Care nu jucată? Parcă a adus. Parcă a adus. Ai văzut ce scrisare? Da, nici fulare nu ne-a dat scârțare, un fulare. Bă, da, e. Unde sunt fularele, Serica? Băi, Serica. Ia lasă. Ia, poți să mă îmbrac așa? Ia, e, dă-te mai în spate, dă-te mai în spate. Prietenii au zis că eu ți-am furat sacoul. Păi ce? E, vedeți sacoul lui Leo, demonstrație și al meu. Al lui Leo. Eu n-am nasturi din ăștia cu mare Leo. Uitați! Vedeți, prieten, sacoul lui Sică a fost ieri pe el, acum l-am luat eu. A, păi nu mai... Păi, iar tot așa, că te crede lumea. L-a adus azi iară înapoi. Da. Eu deci, glumesc, bă, prieten. Vedeți, sacoul lui Leo e diferit față de al meu. Înțelegeți? Ăsta e al lui. Aici, uite, l-ai mânjit. Da, sacourile nu le mai ai la mine. Înțelegeți, așa, prieteni, aici am descoperit cei care spuneam că Leo mi-a dat mie sacou. Aristică? A lui are nasul de metal. O să mă îmbrac numai la costume, dar după ce mi-au și eu mașină, după ce mi-a patrona, dacă nu mi-a patrona, mașină mi-a eu. Dacă uite, nu mi-a patrona, ia mașină. Uite, ăsta e forță, sacoul ăsta. E forță? Da. Ăsta a fost la Obis cu el. Am fost aristic. Au! Bă, lumea care spune și că ai luat sacoul de la Leo sau ți l-a dat Leo sau l-ai furat. A rămas vii, mă, și ăsta. Unde? Ăsta mi-l dă mie. Păi dacă a rămas vii, băi, dacă ți-l dau și pe ăsta, zic că zice lumea. Păi dacă care mi-ai dat? Păi cum zic că mi-ai dat pe ăla galben? Pe ăla cu coate în ăla galben. Pe ăla, bă, uite mă ce scandalos e. Pe ăla e al meu. Și al tău nu, e aici în dulap. Ia uitați ce m-am îngrășat, mă, băieți. Păi nu te mai ia. Deci m-am îngrășat, trebuie să slăbesc neapărat, intru la regim de mâine. Deci sunt la regim. Și porcul a zis așa. Da. Am mâncat... Neasică, a venit ursul. A venit? Da. Lasă. Păi lasă că mă duc cu Aristica. Ia să vedem, măi, Aristica. Ce mai luăm de aici? Să duc la ursul să-mi leagă și mie ăsta grobul. Ce se lege? Da, să-mi leagă grobul de ei. Mariani? Da. Stai că vin acum. Da, da, înțelegături, e interes să înțelege și știe soata cu Leo. Băi, patroană, mamă, să fiu albastru. Și ieri n-aveam unde să mă îmbrac, n-aveam să mă îmbrac și eu am crezut că blugii mei, am crezut că mi-a furat cineva. Da.
Deci, cine bune. Intră, mă, după da. Tine? Cine intră? Chiar dacă ți-l iau eu, nu merge pe mine. Că-s mic, e-s mare. Hai, uite, iau cămașa asta. Deci, iau pe asta neagră, zică. Nu? Du-te. Ce, și asta mai iau? Haide să mai iau o geacă. Ia uite, vă, să fac un șapte acum. Mariane? Da. Aia? Uite asta și asta. Na, trebuie făcută pachet acolo și pus acolo. Hai. Unde acolo? Acolo în geacă. Cu ce mașină plecați? Păi asta vreau să știu. Cu aia lui Leo. Care are mai azi? 20 de minute închid. Nu, sică, stai puțin să terminăm. Să vadă lumea ce iau pe mine sacul. Mă îmbrac așa? Pe ăla, da, stă bine. Ia, de ea, de ea în față. Asta nu merge și negru. Da. Nu? Da. Merge? Aha. Dar zici, are grade de zici că sunt general. Păi și ce, așa se poartă, e la modă. Mă îmbrac așa la modă? Aha. Și, și blugi. Ce? La blugi merge. Merge la blugi, că e sport. Sacoul ăsta ne trebuie. Cămașa. Asta, ce, unde le băgă? Pune-le pe umeraș. Stai să vedem la blugi. Îmi trebuie blugi. Am adus și eu ieri. Am adus 5-6 am adus. De sus. Ia uite mă, ăștia sunt blugii mei. Bă, da. Blugii mei cu curea, ăștia erau... Auzi? Nu, dar unde? Auzi, ia filmează. Ia filmează. Nu, nu, nu e negri. A, alții, nu știu. Ăștia albaștri. Ia dă stelică să văd cum se și mie, să mă uit în oglindă cu sacul ăla roșu. Nu mai de dumă atâta ori tot. Zici că tu de dumă ori tot ce dicta. Nu, dă să văd doar cum îmi stă. Atât. Stai puțin, Sica, că nu mai știu aici, m-am pierdut. Zici că tu nu te duci să-ți iei de anile, stai să filmezi. Acum. Până nu dai la oameni să filmezi. Mai stai, stai să conduci noaptea la 12. La care oameni dă să filmezi? Apă, plată. Pezi bere. Băi, băieți, băi. Bă, blugi. Borse. Ăștia. Bă, nu erau ăștia, mă. Mă, blugi cu curea, unde sunt? Păi, ea cred, hai cui sunt aia, aia nu sunt ai tăi. Hmm? Ăștia albaștri, ăștia, aia, aia, aia. Hmm? Vreau și aici, da. Bă, nu mai știu, ia du-te acolo, Mariane. Acolo e o pereche, tu să fie. Ia ne poate să văd dacă se trebuie. Trebuia să fiu pereche. Mai... Păi unde e? Cu curea păi unde? Și tu pentru o săptămână, mă, haine. Gata, o furare. Nu, mă, unde sunt? Bă, să fie ăștia, dar așa mi se par cam lați. Ăștia? Ei? Nu, sunt frate. Lasă-i acolo, că iau eu acum, la urmă. Prietena e... Prietenii, asistăm la facerea bagajului lui până Leo. Până 12 din noapte facerul. Leo, da. Lasă mă că facem și care te-a pasat. Plecarea lui la bucăți. Bine că ai șofer. Care umeraj pe Mariani. Să nu ți-a culp. Plecarea mă, tricourile mele unde sunt? Pe sârmă mai e ceva? Mie poate îmi vine somn. Dacă nici în Sică nu avem încredere, atunci în cine să mie îmi vine somn noaptea după 1000 și ceva de kilometri. Dacă conduc 1000 și ceva. Doar cafea. Așa. Și suc și atât. Dar țigări mai fumezi, sigur? Da, cât de cât. După 1000 de kilometri, 1100-1200 kilometri, deci pot să plec de aici până la intrare în Italia și n-am nicio treabă. Doar cafea și suc, atât. Eu nu mai pot, pe mine mă doare. Nu-ți bine așa? Nu, eu n-am nicio treabă. Eu pot mai bine conduc noaptea decât ziua. Da, așa da, dar... Prieteni! Gata, prieteni, vă pupăm și patroană, zile cu piesă dată pe YouTube cu training-ul. Prieteni, dacă vă uitați să intru și în topul ăla 1, cu, să ajung 3 link, fac televiziune acasă și vă mulțumesc mult că ne vedeți să intru și în top. Să vă uitați pe canalul Leo de la Traiaia, să vedeți piața. Asta e bagă de aici. O seară frumoasă. Vă pupăm, prieteni, și vă iubim.